Victima unui accident, un șofer, a fost amendat și a rămas și fără carnet pentru consum de alcool. Deși nu băuse nicio picătură, situația s-a clarificat după aproape un an, încă nu a fost tranșată definitiv de către justiție. Conform mesajul.ro, în dimineața zilei de 1 iunie anului trecut, BMW-ul lui Florin a fost izbit din spate de o Skoda și propulsat în mașina din față. Tot șoferii implicați în accident erau în culpă, aflându-se pe linia de tramvai, motiv pentru care și Florin a fost sancționat cu avertizment și două puncte de penalizare. Polițiștii au solicitat șoferului să sufle și netilotest, aparatul indicând o concentrație a alcoolului în aerul expirat de de 0,06%. Florin a protestat, susținând că nu consumase deloc alcool în ziua respectivă, apreciind că urmele de alcool ar putea proveni de la șervețelele umede cu care se ștersese de sânge după accident. I s-au recoltat probe biologice la Spitalul Sfântul Spiridon, expertiza stabilind din potrivă lipsa totală a alcoolului în sânge. Cu toate acestea, Florin a fost sancționat și pentru conducere sub influența alcoolului, cu o amendă de 1300 lei și suspendarea dreptului de a conduce timp de 90 de zile. Ca urmare, șoferul s-a adresat instanței cerând anularea procesului verbal de contravenție. Judecătorii au decis exonerarea șoferului de amenda de 1.305 lei ca și de suspendarea dreptului de a conduce. Avertizmentul și punctele de penalizare pentru oprire neregulamentară au fost menținute, însă șoferul nu le contestase. Reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene au făcut apel împotriva sentinței, dosarul intrând pe rolul tribunalului, relatează mesajul.ro.